Doamnelor și domnilor, bine ați venit la a doua ediție a conferințelor despre lumea în care trăim. Mă bucur că sala e plină ochi. Sunt Mirela Năgâț, jurnalistă la Televiziunea Publică și mă bucur să fiu cu dumneavoastră de-a lungul celor 7 întâlniri în 5 zile, pentru că, dacă v-ați uitat pe program, de fapt, conferințele sunt un fel de mini-festival al cunoașterii. Sunt teme care ne preocupă, teme care ne îngrijorează, iar din program se vede și calitatea conferențiarilor. În această ediție au venit mai mulți români care și-au făcut prima parte a studiilor în țară și după aceea și-au consolidat niște cariere strălucite în străinătate. Așadar, vor conferenția în această ediție. De la Oxford vine profesorul în studii diplomatice Corneliu Bjola. Din America vor veni cercetătorul și geologul marin Liviu Josan, medicul Andrei Constantinescu și expertul în propulsia rachetelor Bogdan Marcu. Apoi avem, evident, numele binecunoscute și îndrăgite de la noi, Andrei Pleșu, Gabriel Iceanu, Horia Roman Patapievici și un invitat special, Jim Baggett, britanicul Jim Baggett, faimos pentru cărțile lui de popularizare a științei, faimos pentru conferințele lui în întreaga lume. Cum vă spuneam, temele sunt cele care ne preocupă și ne îngrijorează, de la dereglările lumii contemporane, la schimbările climatice, la provocările medicinei, la cum e relația cu spațiul, care e viitorul omenirii sau viitorul Europei. Dacă ați fost și anul trecut, știți deja care e tipicul acestor conferințe. Mai întâi, conferențiarul ține o prelegere, cam de o oră, după care intră în dialog cu un partener de discuție pe baza a ceea ce s-a spus pe scenă și partenerul ar trebui să fie, de fapt, vocea noastră a publicului, să pună întrebările potrivite care ne-ar răsări și nouă în minte. Așadar, pe parcursul celor 5 zile vor intra în acest rol profesorul Ioan Stanomir, jurnaliștii Corina Negra, Marian Voicu, medicul Cătălin Vasilescu, scriitorul Vlad Zografi și Gabriel Liceanu. Conferințele despre lumea în care trăim sunt organizate de Fundația Humanitas Acvaforte, în parteneriat cu Filarmonica George Enescu, cu Asociația ARCA și cu editura Humanitas. Înainte de a începe, aș vrea să mai spun un singur lucru pentru noi cei care suntem aici și care vom veni și în zilele următoare, că nu e vorba doar de un spectacol al cunoașterii enciclopedice la care asistăm, nu? Cum v-am spus, sunt tot felul de specialiști de top, de care o să aflăm o grămadă de lucruri. E și o punere în scenă simbolică a performanței, a valorii, într-un moment în care societatea românească, știm, e contaminată de lipsă de competență. Vă mulțumesc, vă aștept la toate conferințele și, acestea fiind spuse, îi invit în scenă pe domnii Andrei Pleșu și Gabriel Iceanu. Bun, până se fac pregătirile, aș vrea să spun un lucru, că sunt onorată să moderez această discuție și să vă atrag atenția că e o excepție din formatul conferințelor, cum vă spuneam, o prelegere urmată de un dialog. Cum s-a ajuns la această formulă, să spunem din start, care vor fi rolurile? Domnule Liceanu, dumneavoastră ați fost cu ideea. Da, da, nu știu. Aveți un microfon. Da, nu mai țin minte de ce. Vă spun eu ce mi-a zis. Avem nevoie de un arbitru al ritmului discuției, nu? Da, nu, acum mi-aduc aminte. Pentru că am făcut asta. Slavă Domnului! Pot să îți replic într-o notă care trebuie anunțată ca fiind de umor. Mie mi s-a spus că dacă n-anunț că urmează umor, nu râde nimeni. Cred că am ajuns la concluzia împreună cu domnul Pleșu că suntem din ce în ce mai ramoliți și mai inteligenți.
așa încât am uitat de ce am zis să facem formula în 3, dar inteligența mă ajută să revin. A fost vorba de faptul că nu ne era comod ca în discuțiile pe care le-am avut la televiziune la un moment dat eu să joc și rolul moderatorului și pe al personajului care dialoghează. Și atunci am rugat-o pe doamna Mirela Năgât să ne ascult, să ne modereze dânsa. Și pentru că nu mai suportăm să vorbim unul cu altul direct, o să vorbim prin intermediul doamnei Năgât. Asta e explicația. E o precauție inutilă. Domnule Pleșu, cum vă simțiți în postura asta? De agent al spectacolului. Păi am făcut atâtea de-astea că m-am plictisit și eu de mine. Dar mă bucur că sunteți în dreapta mea. Mă bucur și că domnul Iiceanu e de stânga, ca întotdeauna. Și de-abia aștept să văd ce o să spunem. Acum, un singur lucru despre rolul meu, e o imagine plastică, mă văd ca un fel de conductor de tren care are grijă să poarte garnitura care e discuția prin toate haltele și gările, asta fiind temele discuției, pentru ca la final călătoria să fie una plăcută și frumoasă pentru... Eu aud cam jumătate din ce spuneți, pentru că pe scena Ateneului totdeauna se întâmplă așa, când nu cântă lumea și noi nu cântăm, când vor oamenii să stea de vorbă aici, dumneavoastră mă auziți? Da, mă aud, evident. Atunci am să mă mut așa, da. Să începem așadar. Dacă ne uităm la titlul de reglările lumii contemporane, publicul ar putea să aibă impresia că o să fie o lamentație, o listă de nereguli. Așa o să fie? O să bombănim, într-adevăr. Și ne vom strădui totuși spre final să recuperăm oarecare orizont de speranță, ca să nu plecăm prost dispuși de aici. Dar esențialul va fi o bombăneală. Acum, vorbeam și cu Gabriel când ne organizam, că obiceiul de a bombăni poate fi socotit și un simptom de vârstă, tot ai vorbit de bătrâneți, că bătrânii bombăne. Întotdeauna spun, pe vremea noastră era mai bine, nu se compară, uite în ce hal am ajuns. Și părem să avem tipul ăsta de discurs. No, Andrei, nu e corect politic să folosești cuvântul bătrânețe. Aura. Te rog să-l folosești de pildă crepuscular. Deci la o vârstă crepusculară... Da, da, asta este o discriminare față de amiază și față de dimineață. Mai acum să te văd. Nu, discriminările nu sunt în registru natural, numai în uman. Da. Deci nu bătrânețe, ci crepuscular. Așa. Da. Cum s-a ales această temă? Cum ați ajuns la ideea inventarierii de reglărilor lumii contemporane? El. Și da. De ce trebuie vorbit despre asta? Crize ale umanității au mai fost. Ce se întâmplă nou acum? În primul rând ar trebui să ne gândim în ce măsură putem convinge lumea că ceea ce trăim în clipa de față, cei care suntem vii pe planetă, trăim o epocă de excepție, de vreme ce toate generațiile lumii au crezut în timpul vieților, la un moment dat sau altul, că trăiesc într-o vreme catastrofală. Ce ne permite nouă să venim astăzi să vorbim despre dereglările lumii contemporane, de vreme ce părinții noștri, bunicii noștri, au trăit în războaie mondiale, au trăit catastrofe reale, s-au rupt epoci, au existat revoluții, timpul s-a fracturat de mai multe ori de-a lungul istoriei omenirii. De ce? Ce prestigiu negativ special are epoca noastră? În așa fel încât să ne vină ideea să vă propunem să discutăm despre dereglările în care trăiește astăzi omenirea. Credința noastră, și a lui Andrei Pleșu și a mea, când ne-am apucat să propunem această temă în fața dumneavoastră, a fost că totuși se întâmplă ceva în premieră mondială în istoria speciei umane.
că ceea ce înainte era trăit ca dereglare, ca o catastrofă, ca nenorociri ieșite din comun, erau trăite mai mult sau mai puțin local, regional. Astăzi, senzația noastră a tuturor e că se întâmplă ceva cu specia umană pe tot pământul. Și că ea s-a dereglat într-un mod spectaculos, multiplu, așa cum la scară planetară nu s-a întâmplat niciodată. Pe scurt, că trăim nu pur și simplu o dereglare, un episod de decadență, ci trăim o mutație. Asta înseamnă că se schimbă lucruri fundamentale în felul nostru de a fi, în felul nostru de a ne instrui, în felul nostru de a trăi, în dispoziția noastră generală și în procedurile tradiționale ale unei vieți normale. Și vom încerca să punem degetul pe câteva din aceste modificări de tip mutație, sau care așa ni se par nouă. Ce înseamnă de fapt o dereglare a minții? Ce este reglat, ce este dereglat? Bun, adevărul e că toată tema asta mi-a venit în minte când am căzut pe o propoziție a lui Pascal pe care o consider absolut formidabilă. În panseurile lui, în cugetările lui, Pascal spune la un moment dat următorul lucru. Cele mai nerezonabile lucruri devin cele mai rezonabile din pricina dereglării oamenilor. Când am căzut pe această propoziție, mi-am pus întrebarea ce înseamnă că oamenii se pot deregla? Cum arată un om dereglat? Și dereglat în raport cu ce? Care e tipul de reglaj la care în mod normal trebuie să aspirăm? Ei bine, de la vorba asta lui Pascal, începând să să intru în profunzimea ei, să zicem, am gândit cam în felul următor. De vreme ce Pascal folosește cuvântul dereglare, mi-am zis că de dereglat se dereglează în general dispozitivele. Ni se strică ceva în casă, ceasul se dereglează, orice aparat se poate deregla. Înseamnă că se strică, că trebuie dus la reparat, dar cum arată asta în cazul omului? Dacă omul este format dintr-o suită de dispozitive, ele se pot strica. Care sunt dispozitivele care ne alcătuiesc? Organele. Organele noastre sunt dereglate de la naștere sau se dereglează pe drum? Da. Orice medic ne va spune că un organism sănătos intră în lume în perfectă stare de funcțiune, că pe drum se poate deregla un organ sau altul, și atunci suntem bolnavi. Dar, în mod normal, niciun organism, niciun organ din trupul nostru nu vine pe lume nereglat. Cu o singură excepție. Creierul. Acum, deci noi nu ne naștem și începem să ne reglăm pancreasul, ficatul, rinichii, plămânii. Care este singurul organ care nu se naște reglat de la naștere? Și mi-am răspuns creierul. Acum un neurofiziolog, un neurolog o să spună că la rândul lui creierul este reglat. Raportul nostru cu stimuli mediului, felul în care ne coordonăm organele, felul în care ne prelucrăm senzațiile, felul în care ne folosim gândirea pragmatică de-a lungul unei zile, felul în care ne bucurăm de viață până la urmă, toate astea le datorăm unui creier reglat. Oare toate funcțiile creierului sunt reglate? Una singură nu e reglată de la natură. E ca și cum un ceas ar ieși din fabrică fără ora exactă și trebuie să o punem noi. Care e acea funcție a creierului care e nereglată? Și mi-am răspuns, gândirea. Niciun neurolog nu-ți va spune că gândirea noastră la nivelul distingerii între adevăr și fals este reglată din fabrică, din atelierul creației sau al naturii, cum vreți să o luați. Ei bine, dacă așa stau lucrurile, dacă funcția de distingere a adevărului de fals, a binelui de rău,
a dreptății în nedreptate și atâtea alte lucruri de felul ăsta nu sunt reglate, înseamnă că noi, cade în seama noastră să le reglăm de-a lungul vieții. Din moment ce Pascal vorbește despre rezonabil și nerezonabil și că de acolo se produce dereglarea, înseamnă că în acest punct trebuie să intervenim noi. Dacă ne-am propus să vă vorbim despre dereglările contemporane, despre dereglările lumii contemporane, înseamnă că ne-am gândit că această funcție a gândirii, distingerea dintre bine și rău, dintre adevăr și fals, s-a reglat pe parcursul istoriei omenirii. Ca să putem vorbi de dereglări, ar fi bine să le raportăm la ceea ce ni se pare că până acum specia a reglat de-a lungul generațiilor. Prin educație. Care sunt lucrurile reglate după nașterea noastră și pe care nu le-am primit cadou din atelierul naturii? Domnul Liceanu vorbea despre funcțiile naturale ale corpului, ale creierului. Poate să fie și o reglare negativ, domnule Fleșu? Da, adică mă gândeam și eu să... Există un bun simț al naturii, nu? Mă gândeam și eu să complic puțin ideea de reglare și de reglare, pentru că există și reglări periculoase. De pildă, manipularea. Cineva poate să înceapă să te regleze în așa fel încât să o iei razna. Asta e o dereglare. Păi da, dar noi reglăm dereglare. Așa, adică, cum să spun, provocăm un derapaj care din afară pare că este un fel de a induce un adevăr, o realitate și care în realitate modifică opțiunea fundamentală. Și există și o dereglare pozitivă, eu aș numi așa educația. Educația nu ne lasă de unde ne-a luat. Noi suntem totuși în bună parte și ființe instinctive, primare, animale și așa mai departe. Ce face educația? Dereglează această instalare în primar, în imediat, în firescul egoismului nostru. Deci există reglări care deformează, manipulează și există în educație un procent de dereglare care ne pune pe picioare. Asta nu ne pierdem acum între dereglări și reglarea pozitivă? Da, gata, m-am oprit. Domnul Liceanu, începuse discuția... Pierdem simplificarea discuției. Bagă puțină simplificare, uite. Am spus că din moment ce ne-am propus să vorbim despre dereglări ale lumii contemporane, înseamnă că, la un moment dat, de-a lungul istoriei, revin, omenirea a reușit să-și regleze mintea în așa fel încât să nu ajungă la dereglarea oamenilor, cum spunea Pascal, în speță de a face să treacă ce e derezonabil, drept rezonabil. La Pascal, după cum vedeți, dereglarea înseamnă luarea nerezonabilului ca rezonabil, ceea ce trăim azi amplămăm pe planetă. Cele mai nebunești lucruri sunt declarate ca firescul însuși al gândirii și adevărul. Vom vedea acum. Dar oricum, așa cum spuneam, mintea s-a reglat de-a lungul vremii în distingerea dintre adevăr și fals, bine și rău și altele, a raportului cu trecutul e celelalte, în așa fel încât astăzi, când trăim senzația de dereglare a lumii, înseamnă că o trăim în raport cu ceva ce am dobândit și care a fost deja reglat în spațiul binelui. Și care sunt aceste reglaje deja făcute de omenire de-a lungul vremii, generație de generație? Am spus că lucru cel mai important care s-a petrecut a fost reglarea logică a minții umane. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au apărut de-a lungul vremii niște personaje, niște gânditori, care și-au pus problema cum facem ca să distingem când o gândire funcționează corect
de una care bate câmpii. Cum arată când cineva te prostește? Cum distingi un sofism de un raționament corect? Asta a fost o preocupare care a așezat toată cultura Occidentului, de pildă, a obligat-o sau i-a pus ca standarde funcționarea la nivelul logicii aristotelice. Noi când vorbim și nu ne înțelegem bine, atunci noi zice, tu nu funcționezi după logica aristotelică. Mi-aduc aminte de o poveste spusă... El a zice, a cui? Că tu care logică? Da. Juvara merge prin deșert, că știți că a stat în Africa, nu știu cât, 30 de ani, și... 23 de ani și merge cu mașina 12 cere prin deșert cu ministrul educației și cu un student al lui. Și asistă la o discuție 12 ore, timp în care cei doi își disputau o problemă. Unul aducea soadizant argumentul lui, adică poziția lui, celălalt răspundea cu poziția lui. Unul spunea lucrurile stau așa, celălalt spunea lucrurile stau așa. Au repetat treaba asta nesfârșit timp de 12 ore, fără să avanseze în niciun fel. Nu aveau ceea ce se numește cultura dialogului. Juvara povestește cum a ieșit din mașină zdrobit, zdrobit pur și simplu. Și spunea, bine, o să mă întrebați atunci ce făceau când asemenea discuții se petreceau între două state africane. Și fiecare repeta, fără să avanseze cu nimic dialogul, către un punct mort. Și ce să facă? Atunci se omorau unii pe alții. Începeau războaie. Ei bine, Socrate, noi ne-am propus aici să venim cu nume culturale, pentru că ne complică și pe noi. Sper că pe dumneavoastră mai puțin ca pe noi. Socrate e numele personajului care și-a pus problema cum poți ca printr-un schimb de idei să-ți părăsești punctul de vedere inițial și împreună cu partenerul de dialog să ajungi la un adevăr care îi depășește pe amândoi și îi cuprinde. În sfârșit a apărut un personaj, Descartes, care iarăși s-a pus problema regulilor, regulile a direcționei mingeni. Cum poți să reglezi intelectul? Ce pași trebuie să facă o minte ca să nu deraieze? Toate astea au dus, intrând în sistemul de educație, în universități, licee, au dus la reglarea logică a minților noastre. Până într-acolo încât dacă puterea politică astăzi, de pildă, vrea să ne prostească, vrea să folosească sofisme, vrea să ne manipuleze, nu poate. Pentru că tot poporul român cunoaște deosebirea dintre sofism și adevăr, între manipulare și nemanipulare și așa mai departe. Varianta ideală. Da. Alte reglări care s-au făcut. Andrei, au existat reglări morale, juridice, politice, nu? Regulile, tablele lui Moise au fost primele forme de reglare morală a omenirii. Deci acolo s-au reglat comportamente, mintea noastră a gândit formula optimă de a nu ne face rău unii altora și de a rezolva conviețuirea. Tablele lui Moise, predica de pe munte, reforma pe urmă, toate au avut un rol în reglarea religios-morală a omenirii. În sfârșit, reguli juridice și politice, dreptul roman a însemnat asta, să nu intrăm în detalii, Magna Carta, Declarația Drepturilor Omului, Constituția Americană, Declarația Universală a Drepturilor Omului în 1948, toate astea sunt reglări ale minților omenirii, noi am crezut multă vreme că sunt ale omenirii, în mod sigur au fost ale Occidentului. Ai uitat Ordonanța 114. Ce? Ce-am uitat? Ordonanța 114. Aia e o dereglare a minții umane, exact. Deci iată, față de reglările juridice, apar dereglări juridice pe fond ideologic și politic. În sfârșit s-a reglat dialogul nostru cu trecutul. Fiecare generație iese din scenă sau intră în scenă fiind legată de generațiile care le-au precedat.
Există un drept al continuității pe care îl avem toți care trăim pe pământul ăsta. Continuitatea cu cei care ne-au precedat, cu strămoșii, continuitatea memoriei. Avem obligația să ținem minte toate lucrurile care s-au întâmplat, nu pe unele să le băgăm sub preș și pe altele să le ținem minte tot timpul. Vom vedea despre ce-i vorba. În sfârșit, s-a reglat o raportare la modele, la oamenii de excepție, s-au creat ierarhii, sisteme de admirație, de respect, pe care civilizația noastră a crescut. Toate dereglările se raportează la aceste reglări. Deci ceea ce vrem să facem în continuare, să discutăm cum ne-am abătut noi de la ceea ce mintea umană a obținut. Până acum ați făcut un tablou al regulilor de bună conviețuire, reglarea moravurilor, domnule Pleșu. Da, Gabriela a pomenit deja despre coduri, legiferări, decalog, constituții și așa mai departe, dar ce aș adăuga totuși este că aceste reglări au funcționat din cauza că a existat un anumit consens asupra lor. Asta nu înseamnă că n-au fost încălcate. Să nu ne facem iluzia că s-a trăit în roz până alaltăieri, din cauza că existau reglementări clare și brusc ne-au alunecat picioarele. Nu. Există o tradiție a decadenței și a nerespectării reglărilor, respectiv a păcatului, a derapajului legal și așa mai departe. Prin urmare, nu vrem să creăm imaginea că până de curând totul a fost reglat, perfect, și dintr-o dată ne-am stricat. Trebuie să fim, cred, un pic mai atenți, mai nuanțați, admițând, cum spuneam la început, că totuși a apărut o mutație. Și unde este ea? E la nivelul metabolismului consensual. Nu mai avem consensul pe care îl aveau valorile astea înainte. Adică apar oameni care spun, haide-mi a se slăbi, dă-mi cu vii. Astea sunt chestii depășite, legate de alt tip de societate, nu mai spun că pot fi incorrecte, discriminatorii și așa mai departe. Dar că a existat decadență și până azi, asta trebuie să asumăm, măcar ca să ne bine dispunem puțin. Adică să nu credem că suntem noi ei mai răi după lume. Și dacă îmi dați voie și suportați, am o mică surpriză, care vine dinspre India veche, nu dinspre Europa. Ca introducere vreau să spun rapid că există mai multe imagini despre timp. În Europa, timpul e întotdeauna linear. Începe undeva și merge pe un segment drept până în altă parte. În Europa sunt unii care spun că segmentul ăsta e ascensional, e din ce în ce mai bine. Asta, în general, este ideologia progresistă, marxistă. Dă-me, viitorul luminos. Și există alții care cred că segmentul ăsta e descendent, adică ăștia sunt bombănitorii ca noi. E din ce în ce mai rău. E, în India e altfel. În India timpul nu e linear, e circular. Începe într-un punct, urcă, atinge un apogeu și pe urmă coboară și se închide. Și începe alt cerc. Acest cerc e împărțit în patru și ultima e perioada cea mai neagră, se cheamă Kali Yuga și e descrisă ca degenerescența însăși. Textul pe care vreau eu să vi-l citesc, dacă aveți răbdare, dar o să vedeți că e destul de tare, a fost gândit cu vreo 4.000 de ani în urmă. Deci acum 4.000 de ani au fost niște indieni care au descris cum arată epoca finală, epoca neagră. Ei numeau cele patru epoci în mod metaforic. Prima, epoca de aur a grecilor, e când vaca stă pe patru picioare, în a doua stă pe trei, în a treia stă pe două și în ultima stă într-un picior.
Deci instabilitate, dezechilibru, tot ce trebuie. Iată ce prevedea acum 4.000 de ani acest text, Linga Purana se numește. Coeficientul de ură din sufletul fiecărui om va cunoaște o alarmantă creștere. Oamenii vor deveni din ce în ce mai iritabili. Nu știam de ce nu văd bine, pentru că nu mi-am pus ochelari adevărați. Ți-am spus că ești tot mai inteligent. Mulțumesc. Vrei să spui că știu să citesc. Oamenii vor deveni din ce în ce mai iritabili. Toate marile achiziții de cunoaștere vor fi deturnate spre scopuri impure, adică spre amplificarea răului din lume. Se va înmulți numărul șefilor de stat de extracție joasă și de proastă calitate. Vă rog să nu mi-atribuiți mie cuvintele astea. Așa spune indianul ăsta de acum 4.000 de ani. Lucrătorii manuali și negustorimea vor fi înălțați la rang de intelectuali, iar intelectualii vor fi puși în condiții subalterne. Va avea loc, cu alte cuvinte, un destructurant amestec al castelor, știți sistemul indian al ierarhiei sociale, o destrămare dramatică a ierarhiilor firești, o ireparabilă dezordine socială. Necinstea va căpăta o răspândire fără precedent la toate nivelele. Hoții vor deveni lideri. Femeile nu vor mai pune preț pe propria virtute. Proștii, impostorii, naturile rudimentare și gălăgioase vor fi luați drept înțelepți. Aici e vorba de noi, credem. Oamenii drepți, de bună calitate, vor avea tendința de a se retrage din viața publică. În piețe se va vinde mâncare gata preparată. Pe mine asta m-a dat gata. Când am acum 4.000 de ani s-au gândit la fast food? Hei, așa. Limbile vor sărăci, vorbirea se va trivializa. Vor fi mai multe femei decât bărbați, cred că așa e. De unde știau ăștia, domnule? Vor prolifera asociațiile criminale, va crește numărul celor care nu găsesc de lucru. Se vor răspândi pretutindeni bolile de stomac. Se va extinde moda părului purtat în dezordine și se va generaliza starea de letargie, de lehamite, cu corolarul unei cronice incapacități de acțiune. Vor apărea nenumărate organizații religioase necanonice. Blasfemia va conviețui cu fanatismul. Se va practica pe scară largă uciderea fătului în pântecul matern și se vor asasina direct sau simbolic eroii fiecărei comunități. Deținătorii puterii nu o vor mai folosi în beneficiu popoarelor lor, discernământul ca percepția deosebirii dintre bine și rău se va șubrezi, instituția respectului va intra în derivă, vor fi respectați preponderent cei nedemni, vor câștiga teren nerușinarea, călcarea cuvântului dat, invidia. Între părinți și copii vor apărea obstacole greu de trecut, forța va prevala asupra dreptății, ospeția va declina, vulgaritatea va împânzi totul. Eu zic să ne oprim aici, să plecăm. Da, da. S-a rezolvat treaba cu dereglările. Nu, asta e ultima parte, nu, din ciclul indian. Asta înseamnă că o să urmeze regenerarea. Da. Acum trebuie să vă spun, citindu-i asta unuia din băieții mei, a făcut un comentariu neașteptat. Mi-a spus, stai, nu e pur și simplu profeție. Poate că ei se izbeau deja de lucrurile astea. Le trăiau și ei într-un anumit fel. E posibil, m-a pus pe gânduri chestia asta, dar trebuie să verific asta cu fast food-ul. Nu știu dacă este pe nimeni. Bun. Asta ți-a plăcut cel mai mult, da? Da, nu cel mai puțin. Nu, revenind acum la dereglările noastre, pe fondul a ceea ce spuneam că cât de cât de-a lungul istoriei speciei noastre s-a reglat, de vreme ce am început cu reglajul logic, să vedem cum arată dereglarea logică.
a omenirii în clipa de față. Adică, cum în locul căutării de a rosti adevărul, apare, prin rea credință evident, sofismul, manipularea, capotinismul, aparența că te emiți o propoziție, să zicem, spre binele comunității și, de fapt, ești cunoscut ca un enorm mincinos și hoț, și așa mai departe. De asemenea, cum arată în locul adevărului ideologiile, cum arată corectitudinea politică, care se sprijină pe cuvântul corect, corectitudine, și în ce măsură ea are componente de aberație maximă. Cred că cel mai ușor este să ne uităm puțin la ce s-a întâmplat cu noi. Când Aristotel a încercat să departajeze odată pentru totdeauna felul în care arată un silogism adevărat de unul fals, adică de un sofism, s-ar presupune că e foarte ușor ca fiecare dintre noi să distingă momentele în care este întors, împins în mod deliberat pe o cale greșită. Ori nu e așa. Tocmai pentru că pe fondul unei decădere a culturii și a educației, mințile noastre devin mai puțin acute, minciuna, sofismul, manipularea pătrund cu mult mai multă ușurință. Recurg la câteva exemple pe care le avem toți în minte, trăite după 90 imediat. De pildă, s-a pus problema lustrării celor care au lucrat în securitate înainte de 90 și a activiștilor de vârf, punct 8 de la Timișoara, așa mai departe. Care a fost replica care a suflat ca un vânt general peste toată țara și care funcționa, cred că a venit din estul Europei? S-a lansat vorba, se practică vânătoarea de vrăjitoare. Deci cei care lucraseră împotriva propriului popor, terorizându-i, practicând o teroare sistematică de-a lungul a 40 de ani, brațul lung al partidului, securitatea, în clipa în care s-a pus problema scoaterilor din scenă ca elementele cele mai nocive ale societății noastre, au spus, suntem în situația vrăjitoarelor vânate în evul mediu. Vrăjitoarele în evul mediu erau nevinovăția pură și eroarea era de partea celor care le vânau. Aici lucrurile stau pe dos. Sofismul era simplu. Foștii călăi deveneau victime. Ei erau orice, numai vrăjitoarele pedepsite pe nedrept, puse pe rug pe nedrept, nu erau. Alt exemplu care îmi vine în minte. Noi, Bruxelles, noi nu mergem la Bruxelles ca la înalta poartă. A confunda, a încerca să induci în mentalul popular că Bruxelles e în alta poartă, era un sofism grosolan. El a prins, el prinde. Toate aceste sofisme manipulatorii prind. În alta poartă ne domina, nu ne întrebase dacă vrem sau nu să stăm sub în alta poartă. Bruxelles a fost rugat, Uniunea Europeană a fost rugată să ne primească sub cupola ei. Diferența e de la cer la pământ. Ei bine, aceste manipulări realizate cu ajutorul sofismelor sunt forme de dereglare logică. Aceste lucruri se petrec în clipa de față peste tot pe planetă în diferite forme. Una dintre cele mai teribile este raționamentul fals al egalitarismului. Poate știți că astă vară în Franța universități din Paris și nu numai au fost ocupate de studenți progresiști și au fost, deci, închise, blocate, pentru că studenții cereau următoarele lucruri: să aibă toți note egale,
să nu se mai facă deosebiri, discriminări, pentru că e incorrect politic să jignești un om să-i pui nota 4 și altuia să-i pui 10. Studenții trebuiau să le spună profesorilor ce vor să învețe, de ce au ei nevoie, să-i lase de pildă cu structura unei afaceri comerciale, economice, de tip capitalist, ca Macron și ca oamenii lui de partid, toți stricați, capitalist stricați, și să îi învețe cum trebuie să funcționeze sindicatele înăuntru unei întreprinderi. Asta cereau studenții. Deci studenții încep să le ceară profesorilor ce trebuie să învețe. Sunt manifestații recente la Paris care poartă pancarde de tipul ăsta. A venit vremea ca copiii să-și educe părinții. Toate astea sunt dereglări logice, dereglări etice, dereglări de raport prezent-trecut, dereglări de model, de raportare la model și așa mai departe. Iar în România de astăzi, domnule Liceanu, există această exasperare privind subminarea gândirii, discursul pe dos, nu? Realitatea nu mai e adevărată în matca obișnuită, e un discurs cu semnul invers, ca să zic așa. De ce sunt atât de fertile manipulările și ideologiile? Cred că tu ai făcut odată o distinție foarte percutantă între gândire și ideologie. Vrei să o mai fac o dată? Dacă n-ai uitat-o. Da. Eu zic că una din noutățile modernității este o izbucnire a ideologiilor pe piața gândirii. E o mare diferență între gândire și ideologie. Ideologia a mai fost. Cuvântul s-a inventat însă târziu, la sfârșitul secolului XVIII. Și pormo i-a dat un sens negativ Napoleon, care când auzea de chestii de-astea era să prost dispunea. Ce diferență e între gândire și ideologie? Păi ideologia e un fel de gândire fast food, că tot am pomenit de asta. Adică idei puține, simple, simplificate și cu foarte rapid acces la oricine. Așa că e foarte ușor să înregimentezi lumea pe ideologie. E greu să înregimentezi lumea la platonism, dar la ideologia egalitarismului sau a discriminării, imediat toți sunt de acord. Da, domne, chiar așa e. Plus că ideologiile au un dezavantaj care marchează epoca noastră, ideologiile lucrează într-un fel de cerc vicios. Unele le potențează pe altele. Nazismul a apărut ca retorică anti-bolșevică, anticomunistă. Pormo-comunismul a folosit la nesfârșit retorica antifascistă. Feminismul a apărut exasperat de abuzurile și nedreptățile inșilor macho. Dar pe măsură ce au apărut feministe radicale, au apărut și macho-isterici. Din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă descriere a raportului între bărbați și femeie, nu o să credeți, e de găsit în islam. Am găsit un pasaj într-un poet sufit, cred, între bărbați și femeie există un raport de superioritate reciprocă. E? Asta e o finețe de gândire, nu e stilul orori. Eu am trăit pentru prima oară pe pielea mea șocul unui anumit tip derapant de feminist când eram la Berkeley ca să țin niște conferințe și când vedeam o doamnă îi deschidea ușa și ea se uita urât la mine și îmi spunea să știți că pot să mă deschid și singur. Și atunci am înțeles că nu e de glumit cu chestia asta. Cine este agentul ideologiilor? Un personaj de care noi ne săturaserăm înainte de 89. Activistul. E, acum au reapărut activiștii. Activistul e unul care are o idee fixă, care vrea să te convingă că are dreptate, fiindcă el știe că are dreptate,
și care decide cum trebuie să te porți, ce trebuie să vrei și ce trebuie să nu vrei. A apărut, apropo de ce spuneai, ca derapaje de educație la Paris și așa mai departe, a apărut și ideea asta, care e din ce în ce mai frecventată, nu numai că copiii trebuie să se duce părinții și să le explice profesorilor ce trebuie să predea, dar și că e bine ca atunci când înveți să te distrezi, să nu mai simți că ești constrâns, să nu mai simți autoritatea profesorului care te apasă, să nu mai simți că ești într-o competiție din care s-ar putea să ieși prost, să înveți jucându-te. Auzind asta, eu am pus mereu întrebarea, bine, și când vrei să te joci, unde te duci? Deci trebuie să fie o diferență. Dacă și la școală te joci, și în timpul liber te joci, nu vezi nimic despre cum arată viața de fapt. Ce s-a mai întâmplat pe linia gândirii, și cu asta închei contribuția mea la capitolul ăsta? A căzut interrogativitatea. Oamenii au mai multe răspunsuri decât întrebări. Știm, domne, știm. Asta, mai ales trebuie să o spun rapid, în România e foarte obișnuit. Românul știe. Foarte rar aud români care în fața unei întrebări spun cinstit. Nu știu, domne, n-am înțeles întrebarea. Nu. Știu. Ești în tecuci cu mașina, oprești și spui, vă rog, la gară cum ajung. Nimeni nu spune, nu știu. Sau mai întrebați. Toți spun, poate știu tot. Cad pe gânduri așa. Și spun, stați puțin, o luați așa, ajungeți la o intersecție, acolo mai întrebați. Prin urmare, românul, în principiu, e cineva care nu acceptă, are orgoliu să nu se apară ca prostul. Știu, dă-mi, las că așa. Bun. Odată cu interrogativitatea, dispare nevoia de căutare. Interrogativitatea înseamnă să pui întrebări și să cauți. Acum se găsește fără căutare. Cum? Pe Google. Nu mai mergi, vrei să afli ceva și parcurgi un drum și mai citești lucruri colaterale și afli lucruri la care nu te-ai gândit și până la urmă afli și ce vrei să știi. Nu. Acum ai o curiozitate, apeși cu un buton și ai ce vrei. Asta înseamnă găsire fără căutare. Sunt modificări tehnice la care trebuie să reflectăm. Și ultimul lucru pe care... Ce, mi-ai încurcat lucrurile aici? Special faci, unu? Așa, poftim? S-a apăs pe buton. Mai spun un singur lucru, apropo de noile criterii de... care funcționează în planul cercetării și al educației. La un moment dat am fost membru în niște jurii la institute avansate din Europa. Și Uniunea Europeană a trimis tuturor membrilor jurilor niște indicații. Cum să noi primeam niște proiecte și trebuia să le dăm note sau să le clasificăm, că nu erau locuri pentru toate proiectele. Și am primit o circulară în care ni se spunea cum să procedăm. Mie nu mi-a venit să cred și sper să nu vă vină nici dumneavoastră să credeți. Vă dau numai câteva din punctele cu pricina. Să te referi, dacă vrei să te referi la ceva negativ, să o faci strict la text, nu la candidat. Chiar dacă respingi un proiect, trebuie să o faci tandru, pozitiv, încurajator. Mai departe, să nu te referi la naționalitatea și la vârsta candidatului. Să nu zici, de pildă, pentru vârsta lui, candidatul are... Nu, nu e voie. Să eviți orice remarcă întemeiată pe experiență personală. Asta n-am înțeles. Adică să uiți de tine. Să nu-ți permiți în comentariul tău aprecieri care să sugereze ierarhii. Să nu vorbești la persoana întâi. N-ai voie să spui după părerea mea, că introduci un coeficient de autoritate și de superioritate care nu e corect. Să ai mereu în minte că te adresezi direct candidatului și că ai datoria să nu-l indispui.
Asta a fost un document oficial. N-ai voie să stai în timp ce vorbești cu candidatul cu brațele încrucișate pe piept. Da, să nu creadă că ești mort. Asta este o poziție de putere. Da. În limbajul trupului. E, concluzia mea, și cu asta închei după acest text, a fost așa, că există o nouă ideologie în care omul trebuie tratat ca bolând, șubred. Dacă nu ești atent să sinucide, intră la balamuc. Toată umanitatea e un azil, un azil planetar în care trebuie să umbli în vârful picioarelor, fiindcă cum spui ceva neconvenabil, risc să declanșezi un genocid. Deci suntem într-un fel de sanatoriu în care nu există decât boli incurabile. Pe firul deschis de domnul Liceanu, care voia să punem în oglindă reglările cu dereglările, să trecem acum la subminarea moralei, la relativism. Avem senzația astăzi că nu mai știm ce e, ce bine se poate face sau nu se poate face, ce e bine, ce e rău. Iar dumneavoastră, mi-amintesc, am avut discuția asta în ultima noastră carte, Așteptând o nouă omenire, vorbeați despre cum reușește omul să trăiască cu rău comis. Și dădeați exemplu personajelor dostoievskiene, care au remușcări, au probleme de conștiință. Cine mai are azi problemele de conștiință? Te tem că ești prins, că ești dat în ghilag, da. Da, dacă mă întrebați cum s-a produs dereglarea valorilor etice, mai întâi trebuie să avem o imagine a felului în care au apărut. Și am spus la început că au apărut ca valori religios-etice. Altfel spus, tot ceea ce este etic în comportamentul omenirii, deci care ține de o reglare a comportamentului, s-a făcut în marile religii ale lumii. În cazul nostru, al Occidentului, în religia creștină. Însă aici s-a produs ceva foarte interesant. În secolul XVIII, când s-a pus în mod ferm despărțirea statului de religie, ceea ce în islam nu s-a petrecut nici până azi și toate relele vin de acolo, din această nedespărțire, când asta s-a produs, valorile etice au rămas în societate dezbrăcate de veșmântul lor religios. Altfel spus, mila, iubirea, grija față de seamănul tău, ideea seamănului însuși, drept concept central al religiei creștine, au rămas să funcționeze între noi, dincolo de haina mitologică în care fusese îmbrăcate. Altfel spus, când s-a spus că Dumnezeu a murit, El a lăsat în urmă toată garnitura de concepte etice care ne reglează viața. Ele au intrat în familie, au vascularizat tot corpul social, iar astăzi noi suntem, indiferent că suntem credincioși sau nu, creștini în măsura în care practicăm valorile eticii creștine. Ce s-a întâmplat în clipa în care aceste valori, pe care naivitatea noastră noi le-am considerat ca universale, ca general umane, au fost subminate de la nivelul acele mai otrăvite gândiri care a apărut pe lume? Gândirea lui Marx nu e niciodată analizată în public la nivelul otrăvii esențiale. În speță, când se spune că există valori etice general umane, nu-ți vine în minte să spui că, dat fiindcă există luptă de clasă, valorile de bine și rău sunt anulate. Dacă faci asta, relativizezi totul. Să nu ucizi. Lenin a început lovitura de stat, nu revoluția, lovitura de stat din octombrie 1917 a fost urmată la câteva luni de transformarea foametei în armă politică. Deci uciderea a 14 milioane de țărani care au protestat că li se luaseră pământurile date în proprietate a fost făcută în ideea că este bine să omori 14 milioane de oameni pentru că ai în orizontul privirii un bine mult mai mare. În clipa aia lucrurile s-au răsturnat.
crima generalizată a devenit justificată, teroarea a devenit justificată, omorârea prietenilor de drum, a tovarășilor de până atunci a devenit justificată, totul s-a întors cu fundul în sus. Seamănul era dușmanul de clasă. Exact, deci nu s-a mai pus problema recunoașterii seamănului. În general, el a fost coborât din regnul uman. Felul în care ideologic au făcut treaba asta, bolșevicii, a fost să indice dușmanul de clasă cu nume de animale. Purici, vipere lubrice, șobolani, hiene, câini turbați. Deci erau exmatriculați din specia umană și atunci erau omorâți la adăpostul ideologiei luptei de clasă. Același lucru s-a întâmplat pe cealaltă versantă a răului, în clipa care eliminat evreii din specia umană. Asta a fost dereglarea cea mai cumplită. Pentru că dacă nu mai crezi într-o că există pe lume categoric lucruri etern corecte și bune și etern rele, atunci omenirea se debalansează. Totul e permis. Vreau să iau apărarea scurt islamului, pentru că lucrurile sunt mai complicate. Am un prieten, profesor de istoria religiilor la Köln și care e persan și musulman, dar s-a născut în Germania. Un om foarte inteligent și mi-a spus odată un lucru care m-a uimit. Mi-a spus, terorismul musulman nu se datorează fundamentalismului religios al musulmanului, se datorează secularizării. Ăia teroriștii nu mai citesc Coranul, habar n-au de tradiția culturală și spirituală a islamului. În Coran lui Allah îi se spune frecvent milostivul. Nu prea merge cu jihad. Iar Mahomed spune la un moment dat, întorcându-se de la un război, ne-am întors de la micul război la marele război, care e războiul interior. E ceea ce în creștinism se cheamă războiul nevăzut. Ei nu-și mai citesc Coranul, habar n-au de sufism, habar n-au de... Și din faptul că... Dar le folosesc ca instrumente politice. Eu zic că asta există riscul să ajungem să ne pândească. La noi, ateismele prompte, lupta antireligioasă, nu știu ce, vine de multe ori de la oameni care pur și simplu habar n-au despre ce e vorba. Deci e tot o cădere de cunoaștere. Și într-o altă zonă avem un nou tip de etică schematizată impusă de corectitudinea politică. Eu, în pregătirea discuției, domnule Liceanu, vă spuneam că în România nu se simte atât de mult corectitudinea politică și că, nu știu, câteva dintre... Aveți răbdare. Câțiva ani, dumneavoastră o veți prinde. Și că până în momentul ăsta câteva puncte din corectitudinea politică par chiar binevenite în societatea noastră. Nu, vă spun sincer, pe mine ce mă termină în corectitudinea politică este ideea egalitarismului, a discriminării prin deosebire de merit. Natura nu ne-a făcut egali din acest punct de vedere. Noi suntem egali prin drepturile pe care le avem și prin respectarea șanselor de intrare în viață. Dar nu suntem egali prin Constituția noastră naturală. Oricât m-aș căsni, eu n-am să devin Federer. Da? Adică nu ești așa bun la tenis, dar la alte chestii... Ai luat tenisul, știi, dar nu. La bănuiesc... N-am să ajung Iolanda Balaș, dar poate un Hegel ceva. Nici la nivelul lui Kant nu cred că am să ajung. Deci problema e foarte simplă. Inegalitatea naturală este un dat pe care corectnea politică nu-l... îl contestă. Nu-l poate încă contesta la concursurile, la campionatele mondiale de atletism. Cei tineri din sală cred că vor prinde momentul când campionul la 100 de metri va trece pe locul 3-4 ca să nu-i jignească pe cei de pe locul 2-3 și așa mai departe. Aia este până la urmă
împlinirea totală a corectnii politice. Da, în sfârșit, ce spuneați, să trecem la... Să trecem, aici o să aștept un meci între dumneavoastră, imagine și cuvânt, domnule Milicianu. Subminarea, cum am numit-o, subminarea... Cuvântului, evident, da. Nu? Uitați, un lucru care... De fapt, intelectualii de astăzi vorbesc despre dereglarea lumii în raport cu cultura, cu ce altceva. Lor li se pare că, pentru că există o postcultură, o epocă a postculturii, Steiner a numit-o așa, nu? Decadența valorilor culturale nu mai e simplă decadență, ci este dezastru. Finkel Krot, dacă știți ce a pățit sâmbăta trecută, când a fost huiduit pe străzile pe Montparnasse, spunea, suntem într-o epocă postculturală, ceea ce înseamnă, nu într-una a decadenței, ci a dezastrului. De ce? De ce ajung intelectualii umaniști de vârf din lume de astăzi, și asta a început deja din anii 60-70, cu Alan Bloom, criza culturii spiritului american, care a descris primul drama în care intră întreaga omenire în momentul în care se desparte de centralitatea cuvântului, de marile cărți ale lumii. Din punctul meu de vedere, al meserii mele, recunosc că cea mai gravă dereglare a omenirii în clipa de față este ruperea contractului cu cartea. Deci că centralitatea și prestigiul cuvântului au fost abolite. E dereglarea, aș numi un raport cu textul scris. Asta paradoxal. În numele a ce? Asta paradoxal, într-o lume în care se publică enorm, nivelul de alfabetizare e larg, se citește mult, dar se citește ce asta, prost. Asta, în mod paradoxal, cum spuneți, într-o situație în care librăriile lumii gem de cărți. În situația în care se scrie pe ruptelea. Deja Cioran spunea, se scrie prea mult, până și Shakespeare a exagerat. Bun, adevărul e că azi este un valuri de cărți se revarsă peste noi. Atunci cum se... Niciodată omenirea n-a fost atât de alfabetizată, statistic vorbind. Cum se explică atunci când putem vorbi de dispariția centralității cuvântului? Simplu. Alan Bloom, pe urmele unui program american din anul 1950, au scos 50 ceva de volume care au costat 2-3 milioane de dolari, în care au editat doi universitari ceea ce au numit ei marile cărți ale omenirii. Marile cărți ale omenirii erau cărțile în care, indiferent de epoca în care au fost scrise, își păstrau actualitatea și îți dădeau moduri de înțelegere ale lumii la nivelul cel mai înalt pe care l-a atins specia umană. Îți învățau, ele ne-au structurat sensibilitatea noastră, ne-au structurat modurile de a gândi, ne-au structurat raportările fundamentale la ceilalți. Marile cărți ale lumii, care începeau cu Homer, să zicem, și care își păstrau actualitatea până astăzi, erau cărțile care ne dădeau reperele noastre de umanitate alături de valorile religiei. Ce s-a întâmplat dintr-o dată? Au fost înlocuite de ceea ce cineva a numit cultura mainstream. Cultura mainstream este cea în care imaginea și sunetul a câștigat în fața cuvântului. În locul cărții a apărut divertismentul, cartea de divertisment deopotrivă, tot ceea ce apare ca produs cultural fără pretenția de a rămâne. Marile cărți ale lumii au fost scrise cu ideea că vor traversa epocile. Ceea ce s-a și întâmplat, ăla e criteriul lor de existență. Locul au luat filmele, emisiunile TV, jocurile video, benzile desenate, manga, celebrele benzi desenate japoneze, concerte rock, pop, rap,
Asta a însemnat democratizarea culturii, care a fost una a divertismentului. Altfel spus, cărțile, cum să le numim, cărțile reper, nu mai sunt cărțile citite astăzi. Chiar dacă peste lume se abat valuri de cărți, ele sunt 80% maculatură. Aici suntem. Da, și aș face o observație legat de România. Vorbeam la un moment dat cu domnul profesor Mircea Vasilescu legat de marile cărți. Se citește și în România literatura lumii universală. Se citesc ce? Bestsellerele, Coelho. Nu există un program la nivelul învățământului de literatură universală. Până la urmă, descoperirile astea sunt pe cont propriu. Domnule Pleșu, și totuși imaginea... Doamna Nagăț, Coelho este în clipa de față scriitor de vârf în raport cu ce se vinde mai mult pe lume și în România. Sunt autori care ajung la, iar în România, care nu folosesc mai mult de 100-200 cuvinte și care fac ravagii la nivelul generațiilor tinere. Coelho e deja... El a publicat Coelho, știi că... Știm. Da, ca să pot... Da, da, și să găsesc cititori pentru acest tip de text. Becali, știți că citește foarte mult. Și dacă nu știți, vă spun un comentariu al lui. După ce a citit, nu știu, Maestru Nevăzut, Războinicul Luminii. Da. Da, a citit asta și a spus, am citit Războinicul Luminii cu două marcăre. Unul verde, am subliniat cu el tot ce mi-a plăcut, și unul cu galben, am subliniat ce nu mi-a plăcut și nici n-am citit. Asta e o nouă metodă de lectură. Acum eu, din cauza fostei mele meserii, sunt obligat să apăr puțin imaginea, că nu imaginea e de vină că s-a prostit cuvântul. Și imaginea s-a prostit, e o inflație de prost gust. Lumea nu mai știe să vadă, lumea nu mai înțelege ansamblurile optice ale unui oraș, nu mai are contact real nici cu pictura. Să ne amintim, Gabriel, imaginea a fost anterioară cuvântului și primele scrieri au fost pictogramatice, adică scrieri cu imagini. Și despre imagine a spus-o un pictor modern, se poate spune că este o idioma universal, e o limbaj imediat. Oricine poate să se raporteze la o imagine. Vreme ce la un cuvânt trebuie să intri într-o limbă, într-o așa mai departe. Deci vreau să aduc și imaginea înapoi în locul ei, din care de asemenea a decăzut. Aici tu ești puțin iconoclast. Adică vrei să nu mai apară imagini, că ne strică miza în plasul. Nu intru în polemică. E atât de evident că lucrurile nu stau așa cum spui. Există un autor care a scris o carte, Homo Videns, și în care a încercat să lanseze pe piața lumii conceptul de videocopil. Deci a personajului, oamenii mari. Videocopiii sunt personajele mature inclusiv, care nu pot trece dincolo de mesajul imaginii și care nu mai pot ajunge la cuvânt. N-am să spun acum ce înseamnă să citești Război și Pace și ce înseamnă să te uiți la filmul Război și Pace. Pentru că orice imagine presupune o pasivitate din partea privitorului, pe când orice lectură presupune un atac asupra textului, o intrare în dialog, o solicitare a tuturor forțelor spirituale, ceea ce imaginea nu face. Imaginea, prostia care s-a spus că o imagine face câte 100 de cuvinte, e total falsă. Noi suntem o structură nu privitoare, ci una gânditoare și vorbitoare. Hai. Deci, nu ai mai enerva cu imaginea, că ai făcut istoria. Vorba unuia pe care l-am văzut la televizor răspundând la un interviu. Păi Război și Pace, filmul văd în 2 ore și la el altă muncesc o lună. Și tot aia aflu.
Deci există și... N-avem timp, mă, Gabriel, ce rapid e tot. Domnul Pleșu pledă pentru privitul la filme și necititul cărților, dacă observați. De-aia nici nu mai scriu. Pot să adaug ceva, că nu... Nu, atunci de ce scrii și nu faci filme sau... Mă mai gândesc. Da. Uite, am jucat într-un film acum. M-a pus Steregulea să citesc în filmul Moromeții 2 textul lui Marin Preda, ca să nu fie scris pe ecran, să fie auzit. Ai văzut? Da. Și... Dar vreau să adaug ceva care, la care țin, apropo de logică și de reglarea gândirii și de așa mai departe. E adevărat că cu Aristotel și cu toată urmarea lui, până la filozofia analitică, s-a pus un accent nou pe reguli, pe structurile fine ale limbajului. Ori există și aici o profeție făcută de Epictet, la sfârșitul Antichității, care a spus, se întâmplă ceva cu gândirea. Înainte, dacă se spunea așa, nu e bine să minți. Pormă vine cineva și spune, ce înseamnă bine? Și începe o discuție despre definiția binelui. Și vine altcineva și spune, stați puțin, dar ce înseamnă o definiție? În felul ăsta a evoluat gândirea occidentală, așa încât primul paragraf, ăla cu nu-i bine să minți, e dat complet uitării. E și asta un fel de dereglare venită până excesul de reglare a mecanismelor logice. Da. Iar domnul Licion, vorbeați la un moment dat despre cărțile scrise de autori care au 140 de cuvinte bagaj lexical. Acum ar mai fi o problemă când limbajul devine găunos, sofisticat găunos. Da. Înainte ar fi de spus următorul lucru. Marile cărți de care vorbeam și care fac parte din... sunt ușor de inventariat, fac parte din marile culturi ale diferitelor popoare occidentale. În jurul lor s-au născut națiunile. Literatura franceză, literatura rusă, literatura română de astăzi, secolul XIX, toate astea, literatura germană, în jurul lor s-au născut națiunile, simțirea și gândirea comună a unui popor. Goethe și Schiller sunt cei care au unificat Germania spiritual. Iar noi, când sensibilitățile noastre și modul nostru de umor vin de la scriitorii secolului XIX. Și vă imaginați cu toții care e raportul dintre literatura mare a unui popor și nașterea acelui popor. Ei bine, aceste cărți care pe urmă au trecut în patrimoniu universal, ca mari cărți, sunt astăzi date afară din universități. Știți cu toții povestea a ce înseamnă scriitor alb mort în limbajul corect politic al lumii, al universităților occidentale progresiste. Sunt scoși din... Senzația pe care o ai este că Occidentul se rușinează de ce a făcut. Vom vorbi poate despre elite și despre ierarhii. Mie nu mi-e rușine să spun, pentru că nu mai am nimic de pierdut și nu are nimeni ce să-mi facă, gândesc atât de incorrect. Eu continui să cred în europocentrism. Europa a început să se rușineze să-și argumenteze superioritatea. Tot ce înseamnă creație spirituală de vârf s-a născut pe acest sol al Occidentului. Teatrul, epopeea, muzica, perspectiva în pictură, muzica mare a lumii. La Tokyo se cântă muzică simfonică occidentală, nu la București sau la Paris, muzică japoneză. Deci aici nu este vorba iarăși de a face discriminări, ci de a privi în față o situație de fapt. Ori noi ne purtăm rușinați de ceea ce am dat lumii. Am dat știința mare a lumii, am dat tehnica mare a lumii, am dat toate ramurile importante ale artei. Nimeni nu spune că nu poți fi preocupat de muzica africană, de muzica
orientală și mai departe. Dar marile explauri ale spiritului, ale specii, s-au născut în Occident. Asta nu e nicio rușine să spui asta. Așa cum spui că orși polari sunt la Polul Nord. Nu e o judecată de valoare și de împăunare și de aroganță, ci una de factualitate. Da, mai există un lucru care pe mine mă scoate din sărită în măsura în care mă mișc în spațiul cuvântului. Trebuie să merg, atrăgându-mă, profesia mea fiind legată de filozofie, am ajuns să detest felul în care e mutilat cuvântul înăuntru culturii europene de către reprezentanții lui care trăiesc voluptatea ermetismului și care au ajuns atât de departe încât nu mai înțeleg nici ei ce vreau să spună și în orice caz studenților. Și toate astea se întâmplă pentru că oamenii tineri, neformați, sunt totdeauna fascinați de ceea ce e ininteligibil ca fiind profund. De fapt, e ininteligibil. Dacă eu aș vorbi acum în fața dumneavoastră, v-aș spune un curs de filozofie și n-ați înțelege ce spun, vina ar fi a mea. Da? Ei bine, în istoria gândirii au apărut momente de decadență de tipul ăsta, în care cuvântul a fost bagiocorit, eliminându-se sensul în favoarea incantației, a sunetului ininteligibil, dar în care conceptele devin muzicale. Derrida, Lacan, Deleuze, structuralismul francez, astăzi fenomenologia din Franța, scrie pagini întregi pe care nici autorul nu le înțelege. Și dacă e pus să explice ce a spus, va spune exact aceleași lucruri în aceleași cuvinte. Asta a fost numit de un gânditor normal la cap, incantație împotriva sensului. Eu aș vrea acum să deschid un câmp de discuție pentru domnul Pleșu, în publicistica dumneavoastră savuroasă. De multe ori vă uitați la cum apare cuvântul, cât de distorsionat e el în spațiul public la noi, în presă, în discursul pe care îl auzim zi de zi. Înainte de asta vreau să polemizez rapid cu Gabriel și să-i spun că e cam anti-european ce spune, în mod paradoxal, pentru că Europa e singurul spațiu din lume care a manifestat deschidere pentru ne-european. Nu există catedre de europenistică în China, dar există catedre de sinologie în Europa. Europa a descoperit sinologia, orientalistica, gândirea sălbatică, adică a avut curiozitatea să vadă cum e celălalt. Și cu ce contrazice asta ce am spus? Păi tu ai zis că la noi e totul e aici și afară e zero. Nu, ce adaugi tu acum este un merit suplimentar al Europei. Faptul că dând marile produse ale spiritului uman, s-a deschis și către alte zone ale lumii. Considerându-le plauzibile, interesante, instructive, nu cum ar veni un... Pentru că a avut curiozitatea academică. S-a deschis către muzica de tip bine, indus, atunci, ca să formulez mai apăsat ce vreau să spun, e că în Europa există cele mai puternice curente anti-europene. Europa s-a rupt întâi cu ocazia marii schisme între Roma și Constantinopol. Există un microb al rupturii înăuntru Europii care face parte din specificul european, cum a spus-o un filozof polonez, Leszek Kolakowski. Între sud și nord, sudul se consideră originea Europii și nordul se consideră puțin jenat că nu e sud și apare ideea Drang nach Süden. Pe de altă parte, sudul, nordul spune, dă-mi, voi aveți, noi avem savoir-faire. Grecii au savoir-vivre, poate, dar nu au ca noi. Europa e est și vest, nu mai spun. Cum spunea un prieten sârb, mai tânăr, necazul nostru al zonei în care ne aflăm e că suntem la vest de est și la est de vest. Și nu știm unde suntem.
Ori suntem și-și, ori nu suntem nici-nici. Suntem prost plasați, cum a spus o dată Cioran, după cutremurul din 77. Da. Centru și periferie. Deci Europa are într-adevăr meritul de a avea distanțe față de ea însăși, dar nu să socoti, ea a inventat colonialismul, dar ea a inventat și anticolonialismul. Conferința ultimă va fi despre se sinucide Europa. Deci se pune problema cu adevărat dacă această atitudine rușinată și plină de căințe și plină de lor de distanțe față de ea, nu merge într-o direcție nefericită total. Da. Deci faptul că ea se critică dinăuntru e un merit al ei, dar faptul că lucrurile astea sunt împinse până la rușinarea de sine și la faptul că acum mi se spune în Europa că trebuie să pun în locul lui Shakespeare pe holul facultății o poetă lesbiană neagră, în locul lui Shakespeare, asta nu mă convinge. Nu pentru că e lesbiană, nu pentru că e neagră, ci pentru că poezia ei e la în lumină de Shakespeare. Acum, ca să încheiem cu dereglarea în raport cu cuvântul, domnule Pleșu... Da, evident. Da. Eu zic că una din marile probleme ale epocii contemporane, mai ales la noi, este presa. Trăim într-o inflație a presei de tip amuzament. Analiștii au găsit și un cuvânt pentru asta. Infotainment. Adică ceva care chipurile te informează, dar mai mult te distrează. Și aici avem întâi și întâi un abuz al cantității. E prea multă știre. Dom'le, noi nu avem cariura să fim contemporani cu tot ce se întâmplă pe lume. Nu vreau să știm că unui italian i s-a furat bicicleta. N-am spațiu să înghit toate chestiile astea. Sau titlu mare, s-a cutremurat pământul. Cu tremur de 9,5 pe scara Richter. Te repezi tremurând și afli că s-a întâmplat în Honolulu. Dom'le, nu poți să-mi spui tot ce se întâmplă pe lume, că mă îmbolnăvesc de nervi. A murit, semnul strigării. Te duci să vezi cine a murit și afli că a murit prezentatoarea de televiziune de la o televiziune austriacă. Îmi pare foarte rău. Văd poza lui Alexandru Arșinel, foarte simpatic de altfel, și plângând, poza plângăcioasă e frecventă. Am văzut toată poza lui Gabriela Sabo, plângând, nu Gabriela Sabo, cântăreața, Daniela Gherfi, plângând și lângă ea strigând, a murit. Și tu, vicios al clicului, te duci și afli că i-a murit pisica. Dom'le, nu vreau să știu, am dreptul să nu fiu informat. Nu numai dreptul să fiu informat. Asta una. Și doi, abundența extraordinară de breaking news. Ce înseamnă breaking news? Care să te lase lat. Să te zdrobească, să nu-ți revii. Fake news, adică știri false, de eu spun și void news, adică știri care nu sunt știri. A fi tot felul de aiureli. Nu-ți mai spun că este și o indiscreție generală și un fel de... Asta ce face? Nu? De un an de zile apar vești cu bietul Lis. Gata, s-a terminat. Cine? Cu? Viorel Lis. Ah. Gata, s-a terminat. Oana Lis în lacrimi. Și Africa s-a simțit cam prost. E o inflație de nume proprii românești zile în discuția terminat. Noastră care mă deranjează. Eu așa sunt mai gaffer. N-am crezut că o să venim să vorbim despre Becali. Despre? Becali și despre, nu știu cum o cheamă. Era o nouă metodă de a citi. A fost instructivă. Da. Așa. Deci, tipul ăsta de presă, ce face? Întâi, subminează discernământul, tu nu mai știi ce e important, ce nu e important, toate sunt varză, toate sunt la grămadă, sunt puse alături vești între care una este dramatică cu adevărat și una este zgândăreală pură, încurajează și o formă de indiferență, că când afli ceva rău despre ceva care s-a întâmplat în insulele Malvine, da. Spui, a, bine că e la ei acolo.
și gata, ai scăpat. Deci încurajează o indiferență nocivă, încurajează o lipsă de discernământ, nu mai vorbesc de limba în care sunt scrise. Limba română e una din victimile contemporaneității. S-au schimbat accentele cuvintelor, nu se mai spune furie, se spune furie, nu știu de ce. Toate numele terminate în diftong, în iu, se citesc iu, nu? Ciubotariu și tot așa mai departe. Închipuiți-vă Moș Nichifor Coțcariu, cum ar fi pe limba de azi. Limba este grav, plus că nu se mai există un fel de omogenizare la nivelul standardelor britanice care îi face pe moderatori și pe crainici să nu mai întrebe, ei nu cred că nu știu. Ei nu mai întreabă, dacă nu e sigur cum să pronunță ceva, întrebă, ăsta cum să citești? Nu. Ei văd Chopin și citesc Chopin. Pentru că ei știu englezește. Văd Carl Gustav Jung și citesc Jung. Și așa mai departe. Jung, mă scuzați. Prin urmare, e o limbă care se strică de la o zi la alta, pe care o văd copiii la televizor și în ziare, pe care o folosesc greșit uneori și profesorii. Eu nu mă mai mir de perlele copiilor de la bacalaureat cu care ne distrează presa, când știu cum sunt profesorii de multe ori care îi fac ca aceste perle să fie nevinovate până la urmă. Nu? Analiză la Eminescu. Poetul își invită iubita pe lac ca împreună să cutremure o barcă. Triunghiul isoscel este un patrulater cu două laturi. Asta este foarte creator. Nu te gândi, nu-ți dă până cap așa una, două, să combini patru, trei figuri geometrice într-una singură. Da, mă opresc aici. Pentru că vorbim despre prezentul nostru spectaculos, aș purta discuția spre o altă dereglare, subminarea tradiției, a raportului cu ce s-a făcut bun înainte. Tot ce se întâmplă acum e cel mai bun lucru posibil care a apărut pe lumea asta. Pot despre presă să mai dau un citat care mi-a plăcut enorm? Sigur că ne amuzăm. Apropo de foamea de informație de azi, care e o formă de neliniște, o formă de lipsă de conținut propriu. Ernst Jünger, ce când văd blocuri cu multe antene pe ele, am impresia că văd portretul unui om cu părul măciucă. Da. Da. La subminarea tradiției, pentru că, așa cum spuneam, raportul cu cel care te-a precedat și ritualele de trecere de la o generație la alta au fost una dintre preocupările majore ale omenirii. Pentru că îți dă un sens al continuității. Există un drept al continuității pe care îl are fiecare individ. Oricând acesta e suprimat, raportul cu trecutul, se petrec niște debalansări oribile. În primul rând, trecutul e eliminat prin apologia prezentului. Generațiile noi, de obicei, asta nu se întâmplă numai acum, asta e o apucătură care a existat și la noi în interbelic, când generația Criterion cu Eliade, Cioran și ceilalți înjurau bătrânii. Însă, în general, treaba asta se întâmplă azi planetar printr-o apologie a prezentului. Fiecare generație are impresia că acumul în care ea e instalată e superior oricărui trecut. Acum, unde sunt eu, omenirea și-a atins gradul cel mai mult al dezvoltării. De obicei, asta se raportează și la tehnică. Nu? Cei de înainte săraci n-aveau iPhone, n-aveau laptop, vai de capul lor. Când mă gândesc că Kant își scria operele la lumânare, mi-aduc aminte, nu înțeleg de ce eu computerul nu reușesc să îl bat. Bun. Deci tot ce e trecut e inferior. Ăsta este modul de a gândi automat. Punctul privilegiat al timpului e ăsta în care mă aflu eu acum. Contemporaneitatea, calitatea de a fi contemporan, devine marea calitate a timpului, a mea și așa mai departe. Pe acest fundal
a superiorității dimensiune prezente, apare cultura repudierii, inclusiv povestea cu tot ce s-a făcut înainte e inferior a ce se petrece azi. Asta pe de o parte. Iar pe de altă parte, dereglarea raportului nostru cu trecutul se petrece prin divizarea memoriei. Asta ce înseamnă? Că elimini din istoria, din faptele trecutului, lucruri care nu-ți convin. Memoria selectivă este memoria divizată a răului, de pildă. Noi am trăit în secolul 20 cele două versante ale cumpliței umane, comunismul și nazismul. Unul dintre ele, slavă Domnului, a fost pus în lumina ororii lui. Ce înseamnă să te apuci să gazezi oameni pe un criteriu etnic? Cealaltă, ce înseamnă să ucizi 100 de milioane pe criteriu de clasă, este trecută en douceur, în surdină, nu e condamnată și urmările acestui lucru sunt teribile. Pentru că dacă societatea română arată așa cum arată astăzi, este tocmai pentru că memoria a ceea ce ni s-a petrecut nu este lăsată, e blocată în continuare. De ce s-a petrecut asta? De ce a apărut, cum a numit-o un autor francez, care a scos recent o istorie a comunismului mondial, este pentru că a apărut negaționismul de stânga. Thierry Wolton. Se spune negaționalism. Nu mai glumi așa, pentru că la un moment dat o să începem să nu mai știm cum e corect. Și o să începem să vorbim așa. E foarte periculos. Așadar, negaționismul de stânga a permis ca noi să trăim în clipa de față o continuitate negativă. Să ne pomenim cu toată pleava și cu toată drojdia societății din comunism în continuare peste noi. Neexistând lustrație, neexistând condamnarea celor care au reprezentat în celălalt versant al răului, i-am lăsat să își piardă stigma cu care veniseră din istorie și să intre pe scenă ca oameni de afaceri, oameni politici și așa mai departe. Toate punctele cheie ale societății românești sunt în clipa de față ocupate de oameni care, dacă s-ar fi petrecut condamnarea comunismului, n-ar fi existat astăzi, iar societatea noastră ar fi arătat cu totul altfel. Vreau să dau un exemplu, o nuanță. La un moment dat am scris noi în trei, cu Patapievici și cei doi de aici, o carte care se numea O idee care ne sucește mințile. Și Patapievici, în splendida lui conferință de acolo, în textul lui, dădea un exemplu foarte plastic. În timp ce nazismul a fost condamnat în toate felurile și a fost extirpat ca răul care nu mai are voie să scoată mlădițe și colții în societatea prezentă, comunismul a fost lătat așa. Se bea vodka Stalin, Stalichnaya, nicio problemă. Horia Patapievici se întreba acolo, cum ar fi să bei berea Hitler? Ar fi ceva, în primul rând mie mi-ar fi scârbă să beau berea Hitler, spunea el. Lumei nu este scârbă să bea berea Stalin, pentru că ambiguitatea evaluării acestor personaje sinistre din istoria omenirii a persistat mereu. Ce însemna a condamna? Că mi-am pus întrebarea, ce a însemnat condamnarea unor crime împotriva omenirii? Hannah Arendt e personajul pentru care am un respect enorm și care a făcut această observație de o mare finețe în marginea procesului lui Eichmann. A spus, de obicei, noi confundăm pe agenții răului cu cei care ucid. Deci cel care i-a dat cu o rangă în cap lui Lucrețiu Pătrășcanu, ăla e criminalul. Nu. Hannah Arendt spune, cu cât distanța între executantul crimei și cel care a pus-o la cale mai mare, cu atâta responsabilitatea este a celui de la vârf.
Altfel spus, în cazul nostru, nu minerii au responsabilitatea maximă a răului pentru ce s-a întâmplat în 90, ci Iliescu care i-a chemat și președintele televiziunii care i-a chemat. Responsabilitatea maximă au cei cu mâinile curate, cei care stau în birouri și pun la cale planul. În 10 august ce s-a întâmplat în piața Victoriei, nu jandarmii au răspuns, cei care au bătut, au gazat, ci cei care i-au pus să facă asta și au gândit planul. Acestea vor fi totdeauna instrumentele executării crimelor, dar nu vor fi autorii ei. A condamna înseamnă a condamna pe cei care au gândit oroarea, au făcut scenariul ei, au făcut scenariul răului și care au trecut mai departe absolut indemn, fără nici o problemă, au trecut pe cel al mal al istoriei. Asta e esența răului pe care îl trăim noi azi, pentru că, nepăstrându-și stigma răului, au putut și o schimbe cu cea binelui democratic. Și vorbesc astăzi, după cum vedeți, și ne țin prizonieri printr-un argument al democrației. Deci, aceste două aspecte sunt de luat în seamă când spunem că am dereglat raportul cu trecutul. Memoria selectivă, exaltarea prezentului și domnul Pleșu, știu că avea o remarcă. Aș mai spune un singur lucru. Vă dau un exemplu de asemenea. Tot ieri Volton cred că îl spune. În 2033 se vor împlini 100 de ani de când a venit Hitler la putere. Mai mult ca sigur că toată omenirea, pe bună dreptate, își va aminti cum a apărut la putere, cum și-a ras dușmanii, cum a făcut primele lagăre, cum a declanșat un măcel fabulos pe lume, cum a exterminat în camere de gazare evrei și alte minorități și va urla toată lumea că așa ceva nu se mai poate întâmpla. În 2017, anul trecut, s-au împlinit 100 de ani de la lovitura de stat al Lenin numită Revoluția din Octombrie. Cum a fost ea evaluată de omenire? Acest personaj care este, tot ieri Volton a spus asta, dacă m-ar întreba cineva cine este cel mai nociv personaj din istoria omenirii, nu m-aș gândi la numărul de oameni omorâți, care câștiga Mao de departe cu 60 de milioane. Nu m-aș gândi nici la atrocitățile absolute în care au murit oameni fierți de vii sau mâncându-li se creierul în închisoare după ce au fost torturați, etc. Nu, mă voi gândi la cel care a dat pattern-ul răului. Ori asta a făcut-o Lenin. Ei bine, Lenin a fost sărbătorit la Paris. S-au făcut expoziții, mediile au vorbit despre asta, s-au ținut speech-uri în fața casei unde Lenin stătea la Paris. Una din figurile politice a spus că Lenin rămâne o figură mereu controversată. La Trier s-a dezvelit, cu ocazia împlinirea 100 de ani de la nașterea lui Marx, în 5 mai 2018, o statuie a lui Marx făcută cadou de chinezi poporului german prieten, și 4,5 metri are statuia, e enormă, iar primarul orașului a spus că statuia reprezintă o oportunitate pentru a reevalua atitudinile. Am acceptat statuia drept un gest de prietenie din partea Chinei, iar această lucrare ar trebui să încurajeze oamenii să înțeleagă pe Karl Marx. Poate că anumite judecăți și prejudecăți vor fi reevaluate. Să spui asta despre un om care a pus bazele violenței, teoriei violenței pe lume. Manifestul Partidului Comunist nu este o formă a umanismului îndurerat, înlăcrimat de soarta proletariatului. Nu. Este un manifest al urii cultivate. Zeci de cuvinte germane pe care le-am inventariat spun suprimare, excludere, suprimare, ucidere, moarte. Eu am învățat la facultate etapa violentă a luptei de clasă, care însemna eliminarea fizică.
acest om este, se duce șeful eului, unul din ei, și îl aplaudă statuia lui Marx. Deci la această divizare a memoriei am ajuns, care ne costă enorm și în primul rând pe noi, cei care n-am putut scăpa de urmașilor. Asta, divizarea memoriei, raport comunist-nazist, domnule Pleșu, vreau să vă întreb cum arată raportul memoriei cu strămoșii, nu? Spuneați că e un paradox, totuși, dincolo de exaltarea asta a prezentului. La un moment dat, trecutul e și el adus în prim plan, dar cum? Gabriel a început prin a vorbi despre uitarea trecutului ca fiind ceva inferior. Și nu, dacă fiind un păcat. Eu vreau să amintesc și supraevaluarea trecutului. Fiindcă există și obiceiul să ne legitimăm până strămoși. Adică cineva care nu are o identitate foarte bine stabilită, nici profesional, nici nimic special, își găsește o identitate amintindu-se că e rudă cu Ștefan cel Mare sau cu Ilie Năstase. Ideea este că avem obiceiul să ne legitimăm în trecut ca și cum strămoșii transmit virtuțile lor genetic. Dacă ești pe linia Mihai Viteazu, ai un pic de Mihai Viteazu în tine. Asta este un derapaj foarte periculos și care nu... Acum există, cum știți, moda cu dacici. Am găsit strămoșii strămoșilor, despre care aflăm că erau formidabili, că i-au învățat latinește pe romani, că acolo s-a întâmplat originea lumii. Am auzit pe domnul Funar, care e specialist în domeniu, spunând lucruri formidabile, ca de pildă, nu vi se pare ciudat că Iisus Hristos în Evanghelie e numit Fiul Omului și noi avem un munte care se cheamă Omul? Păi înseamnă că s-a născut pe aici. Vorba lui Petrețuțea, totuși să ne înțelegem, Iisus nu s-a născut la Pălticeni. Dar a apărut ideea asta, dacii, tot Funar a spus, dacii au inventat teoria relativității, un profesor din Câmpina. Și pe urmă au auzit evreii, au furat-o și au dat-o lui Einstein. Tipul ăsta de gândire în care noi suntem buricul pământului intră în contradicție cu alte două idei, sau, în coerență. Unu, dacă toți suntem buricul pământului, suntem așa de formidabili, cum ne învață și Dan Puric, dacă toți suntem atât de vânjoși și de originari, de ce ne încalecă toată lumea? Că există și discursul, nenorocesc străinii, dintotdeauna am fost călcați în picioare. Păi, dom'le, ori ești călare, ori ești călărit. Nu merge să ți se spună, dom'le, noi suntem formidabili pe toate planurile, avem clase peste, și pe urmă vine ultimul venetic și te arasă. Ți-a tăiat pădurile, ți-a luat aerul, cum spunea un actor mai de curând, foarte patriot, ne-au luat și văzduhul. Iar pădurile, cum ai că? Ce, au venit și le-au tăiat noaptea ca hoții? Au fost niște românași de-ai noștri care le-au vândut pe bani buni. Așa s-au dus să distrug pădurile, nu să distrug că vin noaptea austriecii și le taie. Și așa mai departe. Pe de altă parte, ideea asta că întotdeauna e vinovat străinul, poftim? Întotdeauna e vinovat străinul. Ce înseamnă? Unu, noi suntem zâne, noi nu greșim, noi avem doar ghinion. Și asta mai înseamnă ceva, dacă întotdeauna e vinovat străinul, noi nu avem de făcut nicio modificare la noi acasă. Pentru că noi nu suntem de vină, noi suntem în regulă. Românul se descurcă. Dacă îi schimbi contextul, se încurcă. De-aia românul e conservator. Prin urmare, nu mai vorbesc că această demonizare a străinului contrazice chiar o mare calitate a românilor, și anume aceea de a fi acceptat competența
chiar dacă ea venea din străinătate, cu condiția să aducă un folos țării. Noi suntem într-o clădire care e făcută de un arhitect străin. Muzeul Atene Palace e făcut de un arhitect străin. Banca Națională la fel, CEC-ul la fel. Bucureștiul fără aceste puncte ar fi alt oraș. Nu mai spun că Carol I a făcut România mare, nu mai spun ce scriitori importanți a dat, nu mai spun că cultura urbană a Transilvaniei e făcută de sași. Prin urmare, chestia asta cu străinul care e suspect, vinovat și oriunde ar fi îl cheamă Soros, nu ne ajută cu nimic. Asta e un tipar de fake news, domnule Pleșu, ușor identificabil. Care? Cu străinul. Da. Poate să mai spun, apropo de cele două cazuri, fiindcă cred că merită amintită și părerea lui Alain Besançon, care a spus lucru care nu e încă reglat, este că nazismul este descris pe bună dreptate ca o catastrofă, ca fiind răul însuși cu râ mare, în vreme ce comunismul este tratat adeseori ca un mic accident meteorologic. Dar doi evrei au definit foarte bine această situație. Unul a fost Bronislav Geremek, ministrul de externe polonez, care a spus: Europa nu se va putea uni până nu se vor uni memoriile Europii de vest cu memoria Europii de est. Noi avem o memorie unificată. Și al doilea, Tony Judd, un mare politolog american, s-a prăpădit, din păcate, acum vreo 2 ani, 3, care a spus, întrebat la noi, la o conferință la București, cum vedeți raportul între nazism și comunism? Și răspunsul lui a fost prompt: răul cel mai mare, nazism. Pericolul cel mai mare, comunism. De ce? Fiindcă nu e compromis. Fiindcă nimeni nu s-ar ieși în față să spună: eu sunt nazist. Dar sunt mulți care ies, eu am fost comunist, asta e convingerea mea. Comunismul este o idee bună, prost aplicată, asta este de obicei ieșire. De ce a fost prost aplicată și în Asia, și în Europa, și în Nord, și în Sud, și în Cuba, și peste tot, asta e mai greu de explicat. Bun, mă opresc aici. Trebuie să trecem spre, pentru că am vorbit despre relația cu trecutul, evident trecem firesc spre subminarea modelelor, raportul pe care le avem astăzi cu modelele, cu valorile. Și asta e o problemă a României, e o cangrenă de impostură. Da, e una din durerile mari pe care le-am trăit noi, pentru că felul nostru de a ne raporta la modele a fost decisiv pentru destinele noastre. Deci noi am trăit, generația lui Andrei Pleșu și a mea, cu o căutare febrilă. Mai tânăr, deci. Ce anume? Tu ești mai... Un pic mai tânăr, mai auroral. Ești mai auroral, da. Ești mai auroral cu 6 ani. Da. Da. Și eu mai crepuscular cu 6. Da, tu te ții mai bine. Da. Refuz să intru în dialogul ăsta, doamna Ana Gâț. Vă rog, despre valoarea individuală. Deci, obsesia noastră a fost să ne găsim modele în oameni împliniți din generația anterioară. Adică ne-am căutat bătrânii cetății, i-am iubit, iar ei au văzut în noi devenirea îndepartele lor, așa numea noi ca raportul lui cu discipolul. Nu ne-am gândit niciodată să-i tăvălim în noroi, să-i calomniem, să avem altceva pentru ei decât admirație și recunoștință pentru ce ne-au dat. Or, ceea ce se petrece astăzi în România, bun, vine din două direcții diferite. Cei care, spuneam, au trecut pe celălalt mal ascunzându-și stigma răului, în clipa în care au văzut că rostim adevăruri incomode și că tindem să devenim prin purtarea noastră, sper, socialmente ireproșabilă, au făcut tot ce s-a putut pentru a ne compromite. Calomnia,
Trebuie să vă spun că m-am hotărât să nu mai accept calomnia. Mi s-a părut că este prea jos pentru mine să mă cobor la calomniile cele mai precare, mizerabile. Dar am schimbat strategia. Am deja 5 procese pe rol. Paranteză închisă. Deci de acolo veneau modurile de a fi împroșcat cu noroi, pentru ca să nu devii un reper pentru alții. N-aveau nevoie de așa ceva. Trebuia să fim toți la fel de murdari. Ieșiți la fel de acolo, toți ne pretăm la murdăriile lor, în așa fel încât oamenii să nu poată se ghideze după o anumită valoare reper. Dar ce e ciudat este că între tineretul intelectual se petrece ceva asemănător. Incapacitatea de a admira este destructivă pentru o societate. Absolut destructivă. A pune invidia și ura în locul prețuirii, admirației și nevoii de a lăuda este o pierdere completă a societății. Un faimos autor spaniol, Ortega y Gasset, a vorbit despre halul în care poate să arate Spania, el vorbea despre Spania, ca fiind poporul care n-a știut să-și găsească echilibru între modele și cei care au practicat omagiul la adresa lor. O civilizație terminată, un popor e terminat în clipa în care nu e în stare să-și producă excepționalități, deci oameni de valoare maximă, și să găsească ecoul în recunoașterea celorlalt a excepționalului lor. Adică excepționali. Și aici ajungem la problema înnebunitoare a elitelor. Acolo se petrec iarăși niște fracturi de gândire logică extraordinară. Elitele nu sunt formate din... În primul rând, elitele nu sunt închise. Oricine poate să intre în elită, dacă dotarea lui naturală excepțională și dacă efortul pe care l-a făcut ca să atingă o performanță este deosebit. Elitele funcționează totdeauna în folosul celorlalți, nu a lor. Schubert nu și-a scris împromptuirile ca să le asculte în cameră, singur. Nu? Edison n-a inventat becul ca să stea închis în pifniță cu un bec al lui și nimeni să nu pună mâna pe el. Toate mințile extraordinare ale omenirii au fost singulare. Nu s-a făcut descoperirea în grup. Așa încât individualitățile care au dat celorlalți lucruri, care le-a făcut viața mai comodă, mai ușoară, mai frumoasă, trebuie omagiate ca atare, nu invidiate. Expulzate, nu invidiate. Deci asta e marea problemă. Elitele ne fac viața mai... Trebuie să le fii recunoscătoare pentru ce îți dau. Nu să le urăști pentru ce nu poți tu să dai. Eu aș duce discuția spre ce se întâmplă în România. Nu vorbim despre modele, elite, în spațiu public. Ce fel de modele avem? Avem modele ale lipsei de competență. Microfon. Microfon. O precizare despre elită. Cuvântul ăsta la noi a fost uitat să vorbește numai de elitism. De autointitulați elită. Astea sunt modurile de a vorbi despre oamenii care au anumită valoare. Ori elită vine dintr-un cuvânt latinesc care înseamnă a alege și în românește noi spunem curent vinuri alese, mâncăruri alese. Dacă vrei să te operezi, te duci la un doctor despre care auzi că e foarte bun sau cel mai bun, îl cauți pe cel mai bun. Deci nu există o elită în sensul unui mic grup, unei oligarhii, de obicei cu multe dioptrii, care fac pe nebunii și se dau superiori poporului. Nu. Există o elită la nivelul fiecărei categorii profesionale și umane. Există o elită a țărănimii, există o elită a muncitorilor, există o elită a medicilor, a profesorilor și așa mai departe. Fără elite, o societate nu poate funcționa normal. Deci nu e vorba de îngânfări, nu e vorba de omagii, e vorba
dispozitivul necesar în fiecare meserie ca meseria aia să funcționeze. Deci această luptă cu elitele, câtă vreme sunt în viață, e adevărat. Pentru că, o spun mereu, de ani de zile, românii sunt foarte iubitori de parastase. Câtă vreme ești în viață, nu ești prea simpatic, dar după ce mori, începi să aibă un fel de pietate, un fel de evlavie istorică. Când Brâncuș a vrut să-și doneze toate lucrările înaintea morții României, statul român, într-o ședință a Academiei, unde era și Vianu, și Călinescu, și mai departe, a spus că nu, că e decadent, e o burghez, nu știu ce, și atunci el a trebuit să le lase Franței. Dar după 89, o mulțime de oameni politici au pus problema să aducem osemintele lui Brâncuș acasă. Deci nu aveam nevoie de lucrările lui, nu aveam nevoie de el când e viu, dar oasele, o cruce bine plasată și câte o sfeștanie acolo, asta funcționăm la fix. Asta nu e în regulă, pentru că cine s-a spus asta, cine nu-și iubește elitele câtă vreme le are, le pierde. Și le pierde pe termen lung. Acum să nu înțelegeți că noi suntem triști că nu ne admiră nimeni, că sunt, și că avem un discurs pro-domo. Nu. Nu, mie mi-ajunge admirația ta. Păi te admir de mic. Problema a elitelor, tot în splendida corectne politică, este în programe politice și nu a oricărei țări. În Anglia au apărut șefi de partide care în programul lor politic introduc apropierea extremelor. Altfel spus, trebuie coborâtă distanța dintre indivizi excepțional și cei din partea de jos. Cum? Prin apropierea extremelor. Ceea ce se promovează atunci în mod explicit este mediocritatea preferabilă ca medie unor oameni care pot prin performanțe lor să schimbe societatea. Da, ajung la marota mea, la contraselecție. Nu mai vorbim de mediocritate la noi, vorbim despre ce? Modele sau oameni în spațiu public? Nu, la noi, în clipa de față, se trăiește într-o dramă absolută. Pentru că a pune contraselecția ca formă de structurare și avansare a societății înseamnă pur și simplu dispariția societății cu pricina într-un timp scurt. Contraselecția duce la desființarea specialiștilor în toate domeniile. Pentru că la noi, funcționând, cum atât de bine a spus un președinte care și-a ajutat nașterea acelor relații, relațiile de cumetrie, pe ele e axată societatea azi, este o pânză uriașă, o rețea care îmbracă absolut toată societatea și în care contraselecția se face pe bază de relații, de cumetrie. Și atunci nu o să ai indivizi excepțional care. Îți vine să... Am auzit ieri interviul unui procuror care ieșise aseară să protesteze în fața tribunalului. Felul în care vorbea era excepțional. Și îmi spuneam, Doamne, cum poate ca... De ce nu e omul ăsta ministrul justiției și ministrul justiției cineva care face tot ce poate să-mi distrugă justiția? Deci, drama pe care o trăim, cea mai mare, cred că e contraselecția. Nu mediocri, submediocri. Nu vedeți că am ajuns în puncte extreme ale cultivării inverse a lucrurilor. Sunt oameni care, nu că nu sunt alfabetizați, sunt alfabetizați, dar sunt agramați. Toată elita noastră politică se prezintă la acest nivel. Unde o să ajungem în felul ăsta? Sunt mecanisme de reglaje? Sunt de reglare, cumva? Singura soluție e încă o revoluție. Nu, să nu terminăm pe tonul ăsta, da. Căci s-a împlinit... Nu, dar adaug doar atât, că vorbind de modele, n-ai ce face. Dacă te uiți la televizor, dacă nu tu, bine, mie mi se spune, dar de unde te mai uita? Păi e ca și cum eu mă plâng că sunt gropi în trotuar și mi s-ar spune, păi de ce ieși din casă? Păi ies, ce să fac?
copii, tineri, adolescenți care se uită, ce văd ei? Seară de seară avem de ani de zile vreo 6 inși care ne explică ce-i dreptatea, cine e vinovat, cine e bun, cine e rău. 6 inși. Unul e de meserie medic-pediatru și e mereu nervos. Unul este un băiat de băiat golănaș și care face glume groase și spune să muriți toți în chinuri și să așa. Altul este un firav adventist care le face pe doamnele mai în vârstă să lăcrimeze. Și mai sunt, nu vreau să focalizez asupra unui singur post. Mai sunt și alții în alte posturi care își iau posturi. Unul se crede Avram Iancu, unul se crede... Dar ani de zile noi stăm cu ochii pironiți în oamenii ăștia și nu noi, toată lumea. Ne uităm la emisiuni de divertisment, vedem aceleași băieți șmecheri și aceleași fete cu multe buze, cu mulți sâni, cu multe fese, încât ai senzația că ești într-un fel de cum să spun eu, local de noapte. Ce înțelege un tânăr care vede că ăștia sunt celebri? Înțelege că asta e calea. Trebuie, dacă ești fată, să spui instalația aia care nu știu cum se folosește și dacă ești băiat, să fii băiat deștept, te duci și dai cu bâta în cine vrei tu. Ziaristul de azi este mai tare ca miniștrii, ca ăștia. Îi tratează pe ăștia de sus, cum și merită, dar altfel din întâmplare, ca pe niște... Ei sunt procurori. Mai sunt moderatori isterici, moderatoare care se enervează, simți că scot tigaia de sub masă dacă le mai enervezi mult. Asta e spectacolul public în care noi trăim. Și asta crea, nu numai că nu mai avem modele, dar avem false modele. Acum că domnul Pleșu se uită foarte mult la televizor, voiam să trecem spre la final. Raportul cu tehnica. Mai bine trecem direct la încheiere. Nu? Raportul cu tehnica, rezolv eu. Am auzit interviu cu un psihiatru neamț care mi-a plăcut foarte mult și care spunea, dom'le, e teribil ce se întâmplă, mai ales cu copiii, cu laptopuri, cu smartphone și cu asta. S-au făcut în Occident cercetări, statistici, rezultă că sunt și copii, sunt țări în care sunt copii care petrec 6 ore, copii până în 7 ani, în fața ecranului. Și că asta are ca efect o scădere a IQ-ului și multe alte lucruri de pe termen lung. Dar, spunea neamțul, asta nu înseamnă că astea pot fi interzise. Să nu începe un discurs să le evacuăm, sunt diavolul însuși. Nu. Când s-a inventat automobilul, nu existau reguli. Putea oricine să uite, să urce la volan și să omoare oameni sau pe el însuși. Omul și-au dat seama că e periculos și au făcut reguli. La fel în această revoluție tehnică. Dom'le, nu e vorba să nu mai avem telefoane, să nu mai avem laptopuri și mai departe. Dar e vorba să creăm niște reguli, să punem ordine, să reglăm dereglările care ne stau în față. Îmi și imaginez un program de folosit device-urile. Da, și de... Uite, interdicții. Interdicții serioase. Limitări, da. Bun. Spre final, la început, da. Ne-ați promis... În completarea ce a spus, e totuși de spus ceva pe chestia tehnicii. Kundera, care a scris literatura având totdeauna idei în minte, nu întâmplător cărțile lui au totdeauna un cuvânt ca titlu, vorbește la un moment dat, sunt mai lungi, la un moment dat, un cuvânt, nemurirea, etc., singurătate, etc. Deci a observat că ultimul european pentru care tehnica trăia în echilibru cu omul a fost Goethe. Deci Goethe putea să-și explice mecanismele de funcționare ale tuturor dispozitivelor tehnice din viața lui. Omul era în clipa aia într-un raport înțelegător cu structura aparaturii tehnice. Asta însemna că domina obiectul cu pricina și nu putea fi dominat de el. Oriceea ce s-a schimbat astăzi este faptul că majoritatea aparatelor care fac parte din viața noastră zilnică
sunt misterioase pentru noi. Noi nu știm principiul pe care funcționează și nici felul în care funcționează un televizor, nici un expresor de cafea, nici telefonul, nici computerul. Afară de Cărtărescu, am auzit că știe să desfacă în bucăți un computer să-l pună la loc. Dar asta e excepție. Ei bine, deci noi nu... Urmarea că nu putem domina structura de fabricație a obiectelor care ne înconjoară viața este că ele termină prin a ne domina. Astăzi nu există niciun om în societățile tehnico-civilizate care la capătul zilei să nu fie modelat complet de aparatul pe care l-a folosit. Cu măsură, spunea domnul Preșu. Asta e dereglarea maximă. Și telefonul ăsta ne modelează viața. Hai să nu încheiem, bombării. Nu încheiem. Și una din cheile de speranță a stat-o dumneavoastră la un moment dat cu ciclul acela indian, nu? Hindus. Adică dacă suntem în punctul cel mai jos, o să și... Urmează un urcuș. Un urcuș, da. Eu cred că pot încheia într-o cheie totuși tonică cu două observații. Am convingerea că nu suntem singuri pe lume, adică că se mai ocupă unele instanțe de noi, sau că măcar un anumit sens al istoriei și al umanității va sfârși până a decide. Și doi, propun ceva din experiența mea de primă tinerețe. Eu în prima tinerețe am fost trimis să fac box de părinții mei. Și după vreo câteva luni, taică m-a retras, fiindcă a zis că mai bine mă bate el acasă decât să fiu gata bătut din locurile unde mă trimitea. Dar în box există ceva care se cheamă a te trezi din pumn. Există și un cuvânt cultural pentru asta. Toma de Aquino îi spunea fortitudo, care însemna, ar spune pe românește, virtute, nu virtute. După în anii 70 ai veacului trecut, îi se spune de către psihologi mai ales, reziliență. Ce înseamnă reziliență? Se vorbește de pildă de un metal rezilient. Dacă îl îndoi și îi dai drumul, își revine la forma inițială. Asta se cheamă că e un pământ agricol care este prost administrat și care nu mai e fertil, la un moment dat poate să-și revină în mod spontan. Se cheamă că e un teren rezilient. Deci, reziliența este, în artele marțiale, e jiu-jitsu. Pentru că acolo, în loc să te opui loviturii, oprei ei și o valorifici. În Aikido, da. În Aikido, da. Da. Nu în jiu-jitsu. Aikido. Prin urmare... Ai rămas la nivelul boxului tu. Da. Eram la... Ce, în fine. Și, prin urmare, eu sper că la un moment dat... Tocmai faptul că vom avea probleme dramatice va crea în noi resursele necesare pentru a ne trezi și pentru a reveni la normalitate. Cred în asta, că altfel... Da. Da. Vă mulțumesc. Eu am trei puncte de speranță. În general se spune că capacitatea, puterea de regenerare a oamenilor e foarte mare și că totdeauna când lucrurile păreau pierdute, vorbim la scară planetară, se găsesc soluții pentru a recupera varianta binelui. Pentru România mă sprijin pe trei lucruri. Îmi spun că în primul rând a apărut o generație nouă. Ce înseamnă asta? Care nu are nimic din otrava anterioară în metabolismul ei. O generație nouă în care nu cred că toate vor pleca, integral vor pleca pe rând și că va fi o țară populată la un moment dat pustită, nu? Că dacă pleacă toate generație tinere, aia care au venit înainte de 90 dispar, nu va mai exista nimeni aici. Asta nu se poate.
Deci o generație nouă care, așa cum spuneam ieri la tribunale, majoritatea procurorilor, judecătorilor aveau până în 40 de ani. Ceea ce făceau ei acolo era un mod de a infuza speranța pe care în momente grele în acești ani o pierdeam de mai multe ori. Îmi spun pe urmă că există puntea europeană, osmoza între diasporă și rudele de acasă. În clipa de față, mi-e greu să cred că poți rupe România de Europa, tocmai pentru că 5 milioane de oameni funcționează în rezonanță cu altele 5 dinăuntru. Adică e și ceva bun în emigrația asta, cea mai mare, nu? Conform raporturilor ONU, într-un stat care nu e în război. Sigur că da. Totuși suntem cu un picior într-o lume care nu s-a zmintit ca la noi, chiar în halul ăsta. Și în sfârșit îmi spun că există modele iradiante ale binelui. Ce au făcut acele două doamne cu spitalul de oncologie pediatrică este ceva absolut fabulos. Într-un fel, suplinesc rolul statului, care nu mai face nimic. Deci el nu mai are funcție de conducere, ci numai de bruiere totală a vieții noastre. Atunci ne luăm noi în mâini puterea de a redresa. Nu avem banii pe care îi dăm lor ca să nu se întâmple nimic, dar găsim resurse pentru a construi binele. Și acum, în încheiere, l-aș întreba pe prietenul meu, cum se face că, deși există aceste modele iradiante ale binelui, suntem confruntați toată ziua în mediile noastre cu spectacolele urâtului și răului? De ce răul e mai spectaculos decât binele, Andrei? De ce crezi că se întâmplă așa? De ce oamenii simt nevoia să hrănească cu spectacole al ororii? De ce nu văd în fiecare zi felul în care crește spitalul ăsta la televizor, ci văd ce crime s-au mai făcut, ce copii au mai murit de foame și așa mai departe? De ce oare? Mai încuiat aici, nu știu. Terminăm cu o prăbușire a mea în ochii publicului, fiindcă nu am răspuns nimic. Aș spune doar atâta, că spre deosebire de bine, răul are un rezervor, o resursă de seducție mult mai mare. Binele e discret, răul e spectaculos. De altfel, diavolul se cheamă ispititorul. Binele nu ispitește și nici nu e bine să faci binele fiindcă te ispitește ceva la el, ci pentru că crezi că asta trebuie făcut. Nu trebuie. Asta este sensul apariției libertății umane în geneză. Nu? Dumnezeu nu vrea să ne facă roboți, să facem binele, pentru că altfel nu putem, suntem programați. Așa, niciun merit. Nu, vrea să ne facă liberi. Ori ca să ne facă liberi, trebuie să avem de ales. Ori ca să avem de ales, și aici eu mă încurc un pic, trebuie să existe pe piață și binele și răul. Binele știm cine l-a făcut, dar cine a făcut răul? Tot Dumnezeu, ca să ne ofere alternativă. De altfel, undeva în Ieremia, cred, Dumnezeu spune, eu am făcut și întunericul și lumina și toate, pentru că trebuia să creeze o lume normală, adică care să aibă înăuntru ei toate componentele realului, care nu este o zână. Realul este o complicație cu legi pe care nici Dumnezeu nu le mai poate călca. Răul e mai ispititor decât binele și de aceea trebuie să ai o natură morală și interioară atât de puternică încât să reziști ispitei și să alegi normalul, discreția, lucru firesc. Am terminat bine? Nu știu. Poate spui tu, dar dacă nu mai vorbim mâine. Nu, în clipa în care ne refugiem în spații mitologice ca să explicăm lumea reală, pe mine mă pierzi. Deci faptul că știi cum a aranjat Dumnezeu lucrurile, pe mine mă... Așa se spune în geneză, domnule. Da.
Bine, pa, la revedere. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, Andrei Pleșu și Gabriel Ician. A fost așadar deschiderea. Vă mulțumim. Mai vrea să vă spună ceva, doamnă? Că vă așteptăm, asta vreau să spun, că vă așteptam și astăzi de la 17:30. O să le vedem pe profesorul în studii diplomatice, Corneliu Bjola, cu Ioan Stanomir. Vă mulțumim, vă așteptăm!